Bună dimineața, stimați colegi! Partidul Social Democrat luptă pentru creșterea speranței de viață, nu a vârstei de pensionare. Eurostat a publicat un raport chiar săptămâna trecută, din care reiese că speranța de viață a scăzut ușor în toată Uniunea Europeană. În ceea ce privește România, lucrurile nu stau deloc promițător, speranța de viață este cu peste 7 ani mai mică decât în Uniunea Europeană. În acest context, creșterea vârstei de pensionare ar însemna să privăm niște cetățeni de dreptul la pensie, ori acesta este un drept constituțional. Partidul Social Democrat se opune cu fermitate creșterii vârstei de pensionare. Această măsură este împotriva interesului seniorilor din România. În schimb, luptăm pentru creșterea speranței de viață, pentru implementarea unor programe de prevenție pe termen lung, astfel încât starea de sănătate a populației să fie una mai bună, mai satisfăcătoare. În acest sens, Partidul Social Democrat a lansat, prin guvern, multiple proiecte de prevenție, Planul Național de Combatere a Cancerului și alte programe care vizează depistarea timpurie a bolilor cronice și accesibilizarea tratamentelor pentru pacienți. Totodată, Partidul Social Democrat crede că sunt binevenite instrumente de încurajare a rămânerii în activitate, acolo unde există dorința și contextul potrivit. Dar aceasta trebuie să rămână o opțiune și nici de cum o obligație. Ministrii și parlamentarii Partidului Social Democrat depun toate eforturile pentru a promova politici publice în favoarea românilor, pentru a sprijini categoriile defavorizate în fața crizelor și a provocărilor din contextul actual. Rămânem concentrați asupra priorităților legislative și nu ne abatem de la promisiunile pe care le-am făcut românilor. Deputat PSD de Galați, Viorica Sandu.